100 de ani, Europa se cutremură de loviturile armate otomane. 1593. Sultanul Murad al III-lea își îndeamnă trupele sale conduse de Sinan Pașa spre Viena, ultimul obstacol spre o Europa dezbinată. Ca printr-un miracol repetat de-a lungul secolelor, în drumul acestor armate, trei țări neînsemnate, Valahia, Transilvania și țara Moldovei, aveau să joace un rol hotărător. În fața acestei vremi grele a apărut un om pentru a fi unde trebuia să fie și să împlinească ceea ce-i păstrase Orsica. Fiul lui Pătrașul, venit să piară, să fugă sau să învingă domnii.